Cu ocazia asta, tot aia e camera mea, da? Da, toate camera. Cu ocazia asta, Simona, vreau să zic că ești cea mai frumoasă și cea mai de succes femeie din țara asta și vreau să te cer în căsătorie, în direct, azi, am inelul pregătit. Prosport, știi ce trebuie să faci. Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la episodul numărul 5 de Breaking Views. Haideți să dăm o rundă de aplauze. Wow, ce tare, ce mă bucur. Mă bucur că ați venit în această seară, mulțumim foarte mult. Sunt prea drăguți. Ce vreau să vă spun? Bine ați venit la Breaking Views, este emisiunea în care dezbatem subiecte serioase, dar încercăm să le luăm și la mișto. Și numele meu este George Dumitru, o să fiu moderator, o să fiu gazda voastră. Și când vorbesc la plural, fac asta nu pentru că am personalități multiple, ci pentru că o să chem niște oameni care să mă ajute să dezbatem aceste știri. Așa că haideți în aplauzele voastre să-i chemăm în ordine pe Geo Adrian, avem pe Virgil Ciulin alături de noi. Îl avem pe conspiraționistul nostru, Felix. Uitați-l îmbrăcat bine. Și invitatul nostru din această seară este nimeni altul decât Dan Birtaș. Haideți o rundă mare de aplauze pentru el. Blop, blop, blop. Mamă. Ai primit un ceva de genul. Îl primesc. Cine este persoana? Blop, blop. O lăsăm momentan, nu vrem să se identifice momentan. Dan, bine ai venit la noi la Breaking Views. Înainte să începem, sunt curios, întreb în general invitații noștri. Tu ești un om care urmărește știrile? O dată pe săptămână dau click. Asta mi se întâmplă. Deci dau când click. Vezi un titlu cu n-o să-ți vină să crezi, da. Atunci ce pe alea dai. Ce au putut să-i facă acelei fete într-un an de forum? Ceva pozitiv. Probabil că a câștigat un premiu. Da. Am înțeles. Și cum simți că ești pe știrile pe care le-am pregătit noi? Cum ți s-au părut? Sunt bune. O să ne distrăm. Aplauze că o să ne distrăm. Dan este dependent de aplauze în cazul în care nu era clar. Să începem cu prima știre, care cumva este breaking news pentru breaking views, aș zice. Wow. E prima știre autoreferențială, e foarte meta ce se întâmplă. Și anume, prima știre este așa, Simona Halep a fost ironizată fără milă de un comediant român. Du-te-n pula mea, nu-mi vine să cred. După ce, poți să citești tu, Virgil, cine-s jegosul ăla? Ce a zis jegosul ăsta? A zis așa, după ce și-a schimbat suplimentele, îi se spunea labradorul tenisului feminin, pentru că returna toate mingile. Funny, trebuie să recunoaștem funny. Este funny și ia să vedem dacă avem exact... Simona Halep, clar, oficial, suspendată 4 ani în procesul de dopaj pe care l-a avut. Bă, asta e că ea ajunsese, n-a fost cu intenție. Sunt de acord că poate n-a fost cu intenție, dar nu mi s-a părut ciudat la un moment dat după ce s-a schimbat suplimentele alea alimentare. Nu mi se părea cu ei, dar ajung la toate mingile și mai am și timp, nu să... E ceva dubios aici. Ajunsese în mediul online, îi se spunea labradorul tenisului feminin, că returna toate mingile. Atât am avut din gluma el asta. El a spus-o. El a spus asta, iar acest articol a fost prezent pe prosport.ro, dacă nu mă înșel. Da. Da, deci a ajuns pe prosport.ro. Ca să înțelegeți la ce emisiune ați venit. Deci ca să nu înțelegeți așa nivelul, da. Ori și ce. Ce ne-a deranjat pe noi așa în calitate de comitet editorial Breaking News a fost faptul că nu a fost menționată emisiunea. Da. Și așa că am zis să menționăm noi faptul că am fost menționați de prosport. Nu mai zic prosport. Nu mai zic. Zic Gazeta Sporturilor. Gazeta Sporturilor. Da, o publicație generică. Da. Că și mie mi-a zis un comediant, în pula mea nu mi-a zis și mie pe nume. Măcar nu pleacă de... Păi nu, și de ce? Pentru că a fost fix chestia asta ca să dea oamenii click. Că dacă vedeau că a spus Virgil Ciulin, nu dădea nimeni click. Da. Să lăsă la fundul. Eu am auzit la 4 zile după ce a apărut știrea, am auzit de la mama unui prieten. Da. Că există știrea asta. Nu e ca și... N-am primit dreptul la replică, oameni buni. Asta e problema cu jurnalismul în țara asta. Da, ai acum dreptul la replică. Dreptul meu, pe baza dreptului la replică, vreau să zic, Simona, îmi pare rău, glumeam, n-am știut că se ajunge până aici. Da. Efectiv. A, te cheamă Simona? Nu. Eu mă uitam în cameră, dar și ție, poți să mă uit okay. La tine. O să ne uităm numai la aia. Da, efectiv, n-am crezut, n-am vrut să glumeam. Cu ocazia asta, tot aia e camera mea, da? Da, toate e camera. Cu ocazia asta, Simona, vreau să zic că ești cea mai frumoasă și cea mai de succes femeie din țara asta. Și vreau să te cer în căsătorie, în direct, azi, am inelul pregătit.
ProSport, știi ce trebuie să faci. Acum, dacă n-apare asta în ProSport, înțelegeți cum e presa din țara asta. Dacă numai când o jignim pe Simona, scriem. Și când un băiat, nu contează background-ul lui, o cere în căsătorie și nu apare, atâta zic, presa din România. Să nu mai aveți încredere. Felix Muro. Și eu vreau să adaug, Simona, ești cel mai frumos labrador din tenisul românesc și aș vrea să te țin în lesă. Simona, îmi plac sânii tăi mai mult acum. Bă, deci dacă vreți să vedeți emisiunea, intrați pe ProSport în fiecare săptămână să vedeți ce s-a mai întâmplat. În Galați, un mecanic de locomotivă a fost testat pozitiv cu cannabis după ce a condus două trenuri de călători. Alți doi mecanici au refuzat să le fie prelevate probe. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă. Ce faci, mă? E pauza mea de masă, s-a făcut ora. Pauza ta de masă? Vrei un măr? Da. Vrei o prună? Va trebui să vorbesc. Bă. Ideea este că a fost interesant cum au aflat autoritățile că ăsta fuma cannabis, că trenul stătea pe loc, dar ieșea fum din locomotivă. Știi? Era foarte... De ceva ciudat. Era tren pe abuci. Mocănița, dar altfel, da. Mocănița, dar altfel. Pe de altă parte, tu cum faci să treacă repede 9 ore? Da. Să treacă, nu știu. Cred că au trecut mai greu, de obicei, când ești spart, nu-ți dai seama cum trece. Uite, nu știam cu drogurile, că-ți bătrân și am presupus că invers. Da. Eu am crezut că da, asta explică de ce trenurile la noi merg, că toată lumea e pe marihuana. Ați mers vreodată cu trenul și se mai oprește odată în câmp, fără niciun sens? N-are. Și caută o brichetă. Am ajuns! Eu mă gândeam la săracul om care conducea locomotiva și l-a oprit poliția și era, coai, de eu nu mergeam, ce fac? Eu nu plecasem, ce căcat fac aici? Mai sunt doi mecanici care au refuzat să le fie prelevate probe și care automat au dosar penal. Și au devenit suspecți. Au devenit suspecți. Asta mi se pare ciudat, că ești mai suspect dacă refuzi să ți se preleveze probe. Da, e nasol. E nasol. Deși, sincer, mă gândesc cât dacă nu sprijin, nu sunt de acord cu consumul de droguri, mai ales la volan sau la... La ce-o fie aici? La locomotivă. La manetă. La manetă sau exact, nu știu exact. Dar ce, nu poți face stânga-dreapta. Adică când ești pe șina de tren, ești pe șina de tren care... Da. Și cred că nici nu apeși pe ceva. Cred că merge oricum. E ca la Tesla. Da, cred că îi dai drumul și se oprește el la un moment dat. Și nici nu trebuie să frânezi. Poți să dori. Sunt tot felul de mecanisme. Sunt mecanisme puse în funcțiune care nu... Ți se face coloană oficială constant. Se pun bariere să nu treacă fraierii, tu să treci când vrei tu. Atâta timp cât ești pe șina de tren, ai prioritate. E doar un salariu care vine luna. Nu și simplu. Exact. Și asta te deprimă. Exact. Ce fac cu viața mea? Cel mult mai dai la... Cel mult mai dai cu ciocanelul la... Da, mai aia faci, Max. Da, exact. Da. Ceea ce și aia poți să faci. Nu mai e mai nevoie de mulți ani de aia. Da. Dar și dacă o faci, cred că e mai fan spart. Mai faci o melodie, mai... Îl distrugeai pe ăla dacă ziceai cu aia, fii atent una bună. La curbeșinele trosnesc. Pula, dai seama, trebuie să oprească trenul. Dacă nu mai aveți ceva pe subiectul ăsta, că mai avem in related news. Așa. Nu? Putem să mergem mai departe. Avem related? Un român a furat o oaie de la o grădină zoologică din Olanda. Apoi a fost prins drogat la volan. Cred că e, da. Asta e oaia? Da. Este superbă. E victima. E superbă. Și e fotogenică. Este super fotogenică. Da, e trimmed. Ce a fost adică singura chestie pe care am remarcat-o eu din știre, pe lângă faptul că un român a băgat o oaie în portbagaj și a plecat cu ea. Așa. Da. După ce s-a spart. Da. A fost... Petrecându-se în Olanda, știi, ai zice că olandezii au mintea mai deschisă, dar nu o au. Țările de jos, scuze. Țările de jos, scuză-mă. Așa este. S-a schimbat oficial. Și citez. O angajată a fermei a spus că a fost oaia luată de la o fermă sau de la o grădină zoologică. Grădină zoologică. Și o angajată a grădinei zoologice respective a spus că bănuiește că hoții au vrut să sacrifice animalul. Și o citez pe doamnă, zice: de ce altfel ai lua un asemenea animal? Nu ca să-l mângâi. Eu sincer mă bucur că nu l-au bănuit că vor să o fută, că atât ne mai lipsea. Ca români,
După ce că suntem hoți, da, să ne mai zică că suntem zoofili, da. Bine, ei, că am crezut că le mâncăm. Dar ar fi fost prima mea, adică eu la asta m-aș fi gândit prima oară. Da. Da. Exact, ei nu se gândesc unde te poate duce un mângâiat, cât de departe. Ce începe cu un mângâiat? Adevărul e că cei din țările de jos se opresc maxim la copii, nu se duc mai departe. Dar poate a vrut să o salveze, de ce nu ia nimeni posibilitatea asta, să o elibereze? Zici? Da, în România, undeva. Adică crezi că asta era planul... Eu sunt de sacrificat, aia cade. Teoria aia femeii, da, olandeze. Pe loc. O sacrifici pe loc ca român. Da. Știm foarte bine, lebedele sau astea. Știți, da, sacrificăm, da, pe loc. Nu atât de cooperante oile, da, pe cât ar crede. Asta e altă poveste. Da. Asta e altă poveste. Hârțin, da. care a fost experiența ta de urcat o oaie în portbagaj? Care... Bă, gândesc că dacă vrei să o faci, dacă vrei să faci victima să își țină... botul, da, ciocul, ce poți să numești, o omori pe loc cumva, faci cumva să o transporti, că altfel să-ți bate, face zgomot, dacă voi. Nu, că nu s-a zbătut, că n-am văzut asta în știre. Da, eu cred că oaia e plătită. E. Ăia l-a oprit că mergea el strâmb, nu că s-auzea oaie în bagaj. Da, a fost o surpriză că au găsit a fost oaia. O surpriză. Ceea ce e într-adevăr, pentru că nu cred că poți să șâșâie o oaie, adică nu poți să-i zici că numai nu că ne aude poliția. Era și oaia drogată, mă. Bă, cine nu-i drogat în Olanda, în primul rând? Dacă am oprit toți șoferii drogați în Olanda, ar fi, dracu, mai puțin olandezi decât parlamentari la România. Da, probabil adică... că a avut mancis și s-a făcut de niște pastrama de oaie. Da. În cel mai complicat mod posibil. Și știe că pastrama de oaie în țările de jos e oribilă. Mă duc eu. Da, fac eu acasă. Dar ce fel de grădină zoologică are oaie? Asta nu se întreabă nimeni. Îți dai seama cum stau ei? Da, exact. Dacă tu seama cât de prost sunt olandezi dacă au oaie la grădina zoologică și să miră că au oaie la grădina zoologică. Bom, ce-o fi asta? Și a venit un român, asta se mănâncă. O iau în portbagaj, asta mă dreac cum face. Nu știți nimic proști. Da. Dar dai seama. Poate era așa spart de la marjoalea, mă. Când a fost tu, a fost Miorița, te iau acasă, mă, chiar ce ai spus la așa. Să-ți dai seama că vin ăștia din țările de jos, nu știu cum, țării josenii, când vin țărenii joseni, când vin într-un sat în România, zic, bă, numai grădini zoologice aici, să mă duce una lângă alta, domne, incredibil. Cum își respectă ăștia animalele, da? Și mergem la o știre un pic mai veche, dar am zis că e important să o menționăm. Domnul din imagine, pe numele său Dumitru Buzatu, așa a fost... arată dumnealui, iartă-mă, n-am văzut nicio poză cu el, sunt total surprins. Da, e nedormit aici, nu știu dacă e post flagrant sau pre-flagrant. Mi se pare că are fața, e, da, eu am luat și... Mi se pare că exact asta e. E fața unui om cu o amantă de 30 de ani. Aia e față. Da. N-a schimbat amanta de 30 de ani? ideea pe scurt este că el fiind președintele Consiliului Județean Vaslui a fost la un moment dat prins în flagrant cu o șpagă de 1,25 de milioane de lei care erau în portbagajul mașinii sale. Da. Acum el inițial a zis că e vorba despre niște economii, da, după care și-a adus aminte că nu sunt economii, e vorba de un împrumut. Dar e destul de clar că era vorba de șpagă. Vezi, în comparație cu oaia în portbagaj, asta e cu totul alt nivel, nu? Da. Fiecare cară în portbagaj diverse. Exact. Eu, ca vasluian, sunt mândru doar că a fost prins cu lei și nu cu euro. Okay. Și mașina personală era un Duster. Dacia Duster, mașină românească. Da. Român adevărat, până cel la urmă, mai scump, adică... Duster din România, probabil. Da. Da. Având atât am și eu aș mai felicita pe această cale județul Vaslui, pentru că prin acțiunea domnului Buzatu, în sfârșit, renumele de județ cu oameni care se bat, violează, a fost depășit și acum sunt oameni care iau mită 1,25 sau milioane. Uite cultură, Eminescu, în pula mea, numai de 500 de lei, nu mărunțiși. Era foarte relaxat, nu știu dacă ați văzut clipul, da, era foarte, foarte relaxat, m-a uimit asta. Păi și-a imaginat în fiecare seară că se întâmplă. E, da, adică... pe de altă parte mă gândesc că chiar te relaxează milioanele de euro în cont. Da, ai ăla, așa, m-a sprins. Păi nu, dar dacă cash-ul e o crimă... Da, ia-i pe ăștia că da, în ăștia stau eu. Da. Adică da. De asta era pus să ia mâna pe bani, era... Da. Știi deja ce o, sunt. O, nu, sunt ruinat. Da. Am vândut niște cireșe. Asta e doar unul din cele 200 de Dacia Duster care merg în continuu cu portbagaj cu bani în Vaslui. Adică, e foarte amuzant că la un moment dat într-un articol tot despre domnul Buzatu am văzut declarația de avere unde efectiv trebuia să treci pe pagina 2 la câte case avea
Și era acolo trecută o vilă de 528 de metri pătrați, undeva la o localitate, poate știți, Ștefan cel Mare. Mărășeni din comuna Ștefan cel Mare. Da, în comuna Ștefan cel Mare. O vilă de 528 de metri pătrați. Asta în garsoniere cât înseamnă? În garsoniere... Să înțelegem și noi. 50 de garsoniere. Cred că 50 de celule, că poate pentru domnul, poate în celule trebuie să exprimăm. Sunt vreo 50 de celule, vreo 10 garsoniere. Ideea e că Fisu, care și fiul domnului Buzatu, este de asemenea un om cu influență Așchea în lumea nu politică. Nu sare departe de unchi. Așa este. A spus că nu e, e o hală unde se țin porci. E o grădină zoologică, practic. În Olanda ar fi o grădină zoologică. Deci cumva nu e vorba despre asta. Și de asemenea vreau să vă mai menționez o chestie care mi s-a părut interesantă. Între timp DNA-ul a mai făcut niște descindere, a mai mers pe la casele domnului Buzatu și Fisu spunea că procurorii au ridicat din casa tatălui său plicuri cu bani, cu sume mici, câteva mii de lei, produși din, din exact, produși din porci și din cireșe. Deci din asta sunt, din asta sunt luate. Ceea ce dacă stai să te gândești la cireșe, 1,25 milioane de lei, vreo 2-3 kg de cireșe, cred că a vândut. Nu mai mult. De, altfel poate se tot găsesc plicuri. Asta e important. E... Voi ați pățit vreodată să, să faceți curățenie prin casă și să găsiți un plic cu niște mii de lei de pe când ați vândut voi niște, niște cireșe sau un porc sau o oaie? Eu am făcut dragoste pe 17.000 de euro după ce am vândut o garsonieră. Nu ca vântul cu un milion de euro, dar... Pe 17.000 de euro? Pe 17.000 de euro, da. Dar cred că trebuie să iei de-aia de câte un dolar ca să simți ceva, da, nu? Da, nu erau foarte multe bagnote, dar au fost 17.000 și după sex și asta m-a făcut să o iau de nevastă. A, asta a fost testul suprem, să vezi dacă rămân 17.000 de dolari după... Adevărul e că unde i-ar fi ascuns? Băieții știu de ce. Atunci cred că am ajuns la capitolul întrebări din public. Ei, nu, când zic întrebări, mă refer mai degrabă la știri. Da. Dacă aveți vreo știre care v-a venit în minte, care n-a apărut până acum și vreți să ne-o propuneți, vă ascultăm. For fucking real, man. Am știre. Știre. Zi, zi, da? zi. Premisul... Shopping o săptămână? Unde? Shopping la modul și-a cumpărat de-a legurii. Da. Timp de o săptămână a cheltuit doar 93 de lei. Da. Wow! Ciolacu fiind... Nu știi cine este... Ciolacu e premierul, premier? Da. Da. Acum, este premier. Nu mai e premier acum. Da, este premierul României. E Ciucă, corect. E de la PSD. Da. Și cu 93 de lei... Da, 3,5. Ah, 50 de bani i-a băgat la Kaufland. Cred că i-a băgat la... Ia uitat acolo. Da, ce părere aveți despre asta? Păi, tu știe cineva știrea? Are cineva mai multe detalii? Mai ai detalii? Doar da, dacă mai ai tu detalii. Ce și-a cumpărat? Mi-ai trimis tu... Ia, stai așa. 93 stai, 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 voi vă știți? Noi ne știm. El este un plant. Este un plant. Ia să vedem. Pentru că dacă ții, dacă ții un gel de duș și un spray, sunt 140 de lei, jur. Nu știu cum a reușit. Da. Da. A uitat să-și ia roșii. Da. Da. Stai, mă, o săptămână am mâncat asta? O săptămână am mâncat de 93 de lei. Asta a fost costul. Vreți să vă citesc că am... Mulțumesc pentru că am primit știrea. Așadar, știrea sună în felul următor. Ciolacu a mers la cumpărături în supermarket, 93,5 lei pe mâncare pentru o săptămână. Mai exact, salată, castraveți, ceapă și niște cartofi, mere și o bere Ursus, powered by, pare să fie și o campanie în direcția asta, produsă la Buzău. Așa e știrea. Și o bere Ursus produsă la Buzău. E el din Buzău, mă. Sunt câteva dintre produsele cumpărate de Marcel Ciolacu. El prezintă și bonul fiscal. Total 93,5 lei. E drept, am uitat să iau roșii, dar tot mă încadram în 100 de lei, spune domnul Ciolacu. Asta e o chestie, vedeți, bă, că se poate să trăiți prost. E chestia asta de... Vedeți că se poate să mănânci cartofi și să bei o bere? Da. Voi vă aruncați ca proști, ia, ce ți-a luat acolo? Ți-a luat 6 dozi de bere, bă, dar ești nesimțit, ia uite eu. E chestia asta, ia uite eu cu 93 de lei. Da, n-a luat carne, cu ce trăiești? N-a luat pâine. Îi dăm noi carne în fiecare zi. Păi așa și eu pot să fac cumpărături, că nu iau lucrurile care îmi trebuie cu adevărat, așa... Am luat niște lucruri de 93 de lei, n-am luat mâncare pentru o săptămână. Dacă vrei să supraviețuiești într-adevăr o săptămână, ți-e dracu orez,
conserve. Implici, s-o bați pe nevastă ta, chestii care chiar îți trebuie, adică nu... A luat niște pastramă de... Poate hrănea exact oaia acasă cu salate și toate astea. Știi, s-a dus acasă, a tăiat castraveți și a făcut salată, aștepta oaia și până a văzut știre. Cu paștele, mătii. L-au prins asta până norocit. Când mănânci, da. Okay. Da, mă, pare că asta este... stați așa, nu. Ce, ai mai găsit ceva? Detalii. Breaking, am fost la cumpărături și am luat ce aveam nevoie. Salată castraveți, ceapă, niște cartofi, mere, pateu, ardealul... Salam săsesc, ulei și zahăr, ouă, iaurtele mea de oaie și o bere Ursus produsă la Buzău. Nu știu de ce a insistat. Chestii românești, mă, asta a încercat să insiste pe alea. Pe celelalte n-a zis. I-a luat chimicul lui Dragnea. Da. Ultima, asta e, de fapt, e o postare pe Facebook, se pare că știrile astea sunt de pe TikTok și de pe Facebook în general. Încheie postarea pe Facebook cu voi ce hashtag cumpărați românește cu 100 de lei? El o masă a descris. Asta a fost o masă. Da, cu 100 de lei. Cu o săptămână, nu? Aș fi vrut să văd daily vlog-ul ăla, ca să fie în a șaptea zi, da. Mai am jumătate de cartof, nu supraviețuiesc în chioră-i masele, da. Nu sunt în stare, să fie pe, pe podea în baie, să stea chircit. Sau să facă fasting, că până la urmă despre asta e vorba. Mai aveți vreo știre cumva, dacă nu, Felix, o să... Pentru premiu. Pentru premiu? Pentru premiu? Păi tu deja ai participat. Ai participat deja. Ploșnițele, Franța. Ploșnițele în Paris. Nice. Da. Epidemie, nu epidemie, invazie. Invazie de ploșnițe în Paris. Da. Invazie de ploșnițe în Paris. Mama mi-a dat mesaj acum o săptămână. Nu te duci în Paris. Da. Să nu te prind în Paris, ai mamă, că e plin de... Să nu vii cu ploșnițe. Vreți să vă citesc mesajul? Îmi umpli casa de ploșnițe. Deci vreți să vă citesc mesajul? Te rog frumos. Nu vreau să știu știrea, vreau să știu mesajul de la mama ta. De la mama ta. Deci, joia trecută, da? Da. Noapte bună, mami. Ia începe direct cu finalul. Noapte bună, mami. Vezi mâine cu Udinic, așa suntem noi. Vezi mâine, să fii atent că se anunță manifestația ale... Așa nu contează, știți, războiul. Ai grijă la aglomerație, nu zic ce a zis despre oamenii. În Franța e jale. Așa am încheiat mesajul de noapte bună, atenție. A început cu noapte bună. Somnul. Acum doar jur că asta e mesaj. Deci, în primul rând, mi se pare foarte, foarte interesant că Felix are o mamă. Știi că te gândești că conspiraționiștii cumva acționează pe cum propriu, dar tu ai și tu un loc are al tău. Are și el un normal, suflet, da. Normal, dar mi se pare ciudat să zică noapte bună, după care numai lucruri despre care să te îngrijorezi. Exact. A doua zi eram vai de capul meu. Da. Dar nu asta fac toate mamele, cu celebra expresie, ai grijă. Nu da, e cea care produce cea mai mare îngrijorare, că tu nu te gândeai, știi, până ai grijă la, ai grijă că urci în tren, acolo sunt hoți, vezi, fii atent la buzunare. Ai grijă când te dai jos, că e treapta aia abruptă, să nu ca să-ți rup gâtul. Ai grijă când ajungi în gara, că te ia taximetristul. Dar? Și... Noapte bună, ai grijă să nu mă faci de râs când mergi la grădina aia zoologică. Și eu aia. Felix, îți las ție, apropo, nu știm despre ce premiu este vorba, e... Nici eu nu știu, aflăm ce e în buzunar acum. E o gaură, ce e în buzunar, ăla e premiu? În primul rând, care este știrea care câștigă? O să dau ploșnițelor. Bravo. Ploșnițele câștigă premiul. În ce constă premiul? Stai așa, cine a spus-o? Cum te cheamă? Câți ani ai, Bianca? Mulțumesc. Ai văzut filmul Hangover? Scuze, seria Hangover? E, foarte bine atunci. Băieți, vă dau vă. Nu glumesc. Ai câștigat un tricou. Un tricou? E un tricou pe care l-ai scos din buzunar? E un pic transpirat, dar e ok. Promit că e nou. Este cu bebelușul din Hangover, dacă știi. Și îți vine perfect cămașă de noapte. Hai că e foarte drăguț. Bravo. Hai să ordine de aplauze pentru Bianca. Bravo, Bianca. Bianca care a câștigat. Și bonus, bonus, o Bianca. O prună. Bonus, ai în el 3 ploșnițe. Da, dar sunt franțuzești, adică... Sunt gătite extraordinar. Mulțumim mult. O campanie împotriva reclamelor la videochat din apropierea facultăților, lansată de Universitatea Tehnică de Construcții București. După cum cred că se poate vedea și în imagine, cred că știți cu toții aceste mașinuțe parcate în diverse locuri prin București, care fac reclamă la studiouri de video sau la un anumit studio de videochat. Da. Ce au zis cei de la Universitatea Tehnică de Construcții este să parcheze o altă mașină care să promoveze
mersul la facultate cumva, o carieră alternativă, cum ar fi. Educația în educația, principiu. Ei au scris acolo, noi construim caractere, noi construim cariere, sau nu mai știu. Și caractere. Caractere, da. Cariere și... nu construim. Nu, nicio și Charm Studios, top models, creează top modele. Eu, dacă lucram la Charm, și Charm, ăsta e un apel pentru voi să mă angajați pe partea de marketing, veneam imediat în curul, sau în fața acum, în poza asta, mașinii de la... imediat veneam în curul, da. Mașinii de construcții cu un Lamborghini, frumos, și scriam pe el, ăsta e salariul meu pe un an, cât iau de la facultatea de construcții. Da, știi? Adică, efectiv... Mergea campania mult mai bine, că e o campanie de imagine bună pentru construcții, dar mi se pare că Charmul trebuia să răspundă. Dacă cu adevărat voia să angajeze fete, dar pare că ei n-au probleme cu angajare. Sau dacă voiai o chestie alternativă, adică tot în spiritul ăsta, că e bună asta cu Lamborghini-ul, dacă se lege cumva ești de facultatea de construcții, veneai cu o betonieră, Charm, cariere beton. Și gata, era... Bravo, bravo. Da. Nice. Da. Ce am observat eu a fost din pozele astea cât de bine sunt parcate mașinile alea. Sincer, pare mână de bărbat. Acum nu știu ce să... Dar hai să zicem, acum pula mea. Hai să facem pentru fetele nehotărâte din comentarii. Da. Hai să facem acum noi, ca bărbați, mansplain, hai să facem un pro-contra, ce ziceți? Pro-contra ce anume? Adică pro videochat. Pro-construcții, să vedem unde sunt avantajele mai mari ca fetele să ia decizii. Nu vorbim de bani, să vorbim de toate celelalte aspecte. Am înțeles. Ca videochat, program flexibil. Da. Ca... Nu trebuie să porți cască. Da, poți să lucrezi de acasă. Poți să lucrezi de acasă, nu-ți rupe o mână. Nu-ți rupe o mână. Hai să vedem pro la construcție. Îți mai rupe o mână și la chat. Fii serios. Hai să vedem la construcții. Înveți să folosești paclu. Da. Hai să ne întoarcem la... la <Vedocea. laughs> Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost aici. Eu sper că v-ați distrat. Băi, v-ați distrat? A fost ok? A fost fun? Doamne ajută! Ce vreau să vă zic? Pentru oameni, nu știu care, o să mă uit în camera asta, pentru oamenii de acasă, dați un like la video, dați un share, dați subscribe la canalul The Full, acolo unde postăm aceste video și ne revedem în câteva săptămâni. Vă mulțumim foarte mult că ați venit și sperăm că v-ați simțit bine. În această seară, pentru voi, au fost Geo Adrian, Virgil Ciulin, conspiraționistul Felix, Dan Birtaș, eu sunt George Dumitru, vă mulțumim foarte mult, seară bună! Mulțumim. Ciao. Frumos!